Duminica trecută, la președinție, a avut loc o ședință a reprezentanților guvernării PAS, pe care unii au numit-o nocturnă, alții secretă. Ședință nocturnă la președinție. Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și cel puțin un ministru au fost surprinși aseară la discuții cu șefa statului, Maia Sandu. Maia Sandu a convocat aseară fracțiunea PAS la președinție. Ședința secretă și nocturnă nu a avut loc undeva la GBC-ul lui Plahotniuc ori la Condrița la ora 2 de noapte, ci în plin centrul capitalei, la președinție, și a început la ora 18. Totuși, socialistului Patrâncea i-a amintit foarte tare de ședințele organizate cândva de Plahotniuc. De ce au criticat acest lucru în perioada când au fost, cât au fost în opoziție și astăzi când sunt în guvernare, practic fac fix așa, procedează cum a procedat pe timpul și Plahotniuc, atunci când am avut parte de ședințe nocturne. Este descalificant. Așa spune Patrâncea cel de astăzi. Iar cu 2 ani în urmă, în februarie 2020, el zicea cu totul altceva. Pentru că la 17 februarie 2020 avea loc de asemenea o ședință secretă organizată de Partidul Socialiștilor. Întâlnire secretă la Parlament dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. La ședința care a avut loc în după-amiaza zilei de astăzi și care a fost ținută departe de ochii presei, au participat șeful statului Igor Dodon, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu și premierul Ion Chicu. Atunci lui Patrâncea, ședința secretă nocturnă, începută tot la ora 18, i s-a părut normală și firească. Astăzi ne-am văzut cu conducerea oficială a Partidului Democrat și adică președintele Partidului și cei 11 vicepreședinți, o întâlnire perfect protocolară, perfect oficială, reprezentativ din punct de vedere a conducerii ambelor fracțiuni, de aceea eu nu știu de unde vă informați dumneavoastră, dar n-am discutat nimic deosebit. Este scris că chiar este discutată posibilă crearea unei platforme social-democrate cu o parte din democrați care vor vota noi miniștri. Este o minciună, este un fals și eu sper că dumneavoastră să interpretați seara la buletin de știri anume așa, că asta este o minciună și este un fals. Deci, întâlnirea socialiștilor din februarie 2020 a fost pentru Patrâncea protocolară și reprezentativă. Întâlnirea de duminica trecută a celor din PAS a fost ca a lui Plahotniuc. Și astăzi când sunt guvernare, practic fac fix așa, procedează cum a procedat pe timpul și Plahotniuc, atunci când am avut parte de ședințe nocturne. Este descalificant. Patrâncea, zici că ședința PAS de astăzi ți se pare descalificantă pentru că seamănă cu a lui Plahotniuc. Iar a voastră din 2020, când ați pus la cale o coaliție monstruoasă cu slugile lui Plahotniuc, nu ți se pare descalificantă? Ia te uite cu câtă căldură premierul vostru de atunci, Chicu, îi strânge mâna pușcăriașului de astăzi, Vladimir Andronache. Asta nu e descalificant, Patrâncea? O întâlnire perfect protocolară, perfect oficială, reprezentativ din punct de vedere a conducerii ambelor fracțiuni. Am înțeles, Patrâncea.